veni o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta un imn de slavă Mielului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să deschideți Biblia în Matei, capitolul 9, versetul 1. E primul text, să citim două texte. Timp este și de două predici. Matei, capitolul 9, versetul 1, pagina Biblie 931. Iisus a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine în Marcu, capitolul 2, versetul 1. E același text, vorbește despre acela slăbănog, dar sunt câteva lucruri pe care ne ajută să vedem imaginea mult mai bine. Acest s-a întâmplat în ziua aceea. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogule: fiule, păcatele îți sunt iertate. Amin. Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. La o cantină de studenți,
într-o după masă, undeva la ora 5 după masa, au început să iasă studenții din biblioteci, să iasă din sălile de curs și să se pregătească. Undeva la ora 7 se servea cină. Era în același incint acolo și cea mai dorită clădire era bucătăria, sala de mese. Și fiecare s-a îmbrăcat frumos, că poate primea mâncare după cum ești îmbrăcat. Și undeva la ora 6:30 au început să iasă din dormitoarele lor, din clădirile în care așa aveau activitățile de peste zi. Se îndreptau așa în șir indian spre bucătărie, spre sala de mese, fericiți, rugându-se fiecare cu dorința lui ce dorește să mănânce în seara aceea. E 7:50 și ușa închisă. 7:55, ușa închisă. Aia nu înseamnă că bucătăria să nu-i punctuală, aia înseamnă că nu-i a venit prea târziu. La 7 trebuie să se deschide. La 7:02, ușa tot închisă. Și mai oamenii se adună și sunt mulți studenți acolo. La ora 7 fix, primul, pune mâna pe clanță, tot închisă ușa. Până aici a fost har. De aici încolo încep. E dreptul nostru să mâncăm. E ora 7, trebuia să se deschidă, așa ni s-a spus, așa e programul. Și unde e bucătăria asta? Și unii mai spirituali au zis că e post național în ziua aceea și nu se servește nimic. Tot îndemnau, păi mă, calmați-vă, mă, mergi înapoi acasă, mergi înapoi în camere. La ora 7:15, în sfârșit, după ce s-a pornit acolo o revoltă de asta împotriva bucătăresei, se deschide ușa, s-au calmat toți, nu te scoate afară cu mopul dacă faci gălăgie. Și primul, al doilea, al treilea, tot așa frumos și ți-a tava fiecare și ajunge la fereastra aia acolo de unde primea mâncarea. Și nimic, nici miros de mâncare, da, pui mâncare. Și stă să uită unul, al doilea tot îl împinge. Stai, lasă, nici nu-i nimic. Se uită în bucătărie, nimic. Și la un moment dat își dă seama că într-un colț acolo, în sala de mese, sunt două boluri. Un bol mare, mare, cu mere, de care vreți dumneavoastră, frumoase. Și un bol mai mic, plin colune. Acum nu primești nimic, îți iei o scobitoare ca să crezi că ai mâncat. Mergi mai departe și mergi la desert. Își iau primul așa câteva mere, al doilea așa și câteva luni, dar din ce în ce mai multe mere. Să iau mere, că cel puțin îți dă senzația că e sătul pe moment. Și unul vine cu buzunare multe și plin de mere asta, plin. Și dintr-o dată își dă seama bucătăria asta că bolul se golește de mere și nimeni nu se prinde de alune. O luat o bucată de carton și a scris în felul următor: luați cât un singur măr pentru că vă vede Dumnezeu. Vă dați seama, stai în față și ăsta din fața ta așa 20 de mere și tu din toată intri în pocăință și într-un singur măr. Nu-i corect, nu-i drept. Cu studenții nu te puiți, foarte creativi. O luat bucata aceea de carton, o întors-o invers și o scris în felul următor: luați câte alune doriți, Dumnezeu se uită doar la mere. Dragii mei, în dimineața aceasta am venit aici mânați de multe gânduri, așa-i? Am venit... Poate că trebuie să vii de acasă, ca și tânăr, ești obligat așa, forțat să vii. Am venit pentru că avem o durere, am venit pentru că ne-a obișnuit să venim, am venit pentru ca să ne întâlnim unii cu ceilalți, am venit și fiecare avem gândurile pentru care am venit aici, motivațiile din spate, dar aș vrea să avem o motivație comună în dimineața aceasta, să continuăm de fapt să o avem, aceea de a merge fiecare de aici, cu un cuvânt proaspăt din partea lui Dumnezeu, dar pentru noi, dragii mei, nu la grămadă, ci pentru mine. Ca toți cei de acasă să mă întrebe că s-a uitat Dumnezeu numai la vecinul, sau să se uite Dumnezeu numai la vecinul, nu, uite, Doamne, și la mine dimineața asta. Uite și schimbă dacă trebuie să schimb, dacă nu ridică, dar fă ceva Tu. Doamne, nu mă lăsa să merg acasă cum am venit sau mai rău. Important e să ne întâlnim în dimineața asta cu Dumnezeu, pentru că doar așa, dragii mei, o să mergem oameni transformați acasă și o să fim oameni care, prin care Dumnezeu va transforma acasă pe cei care au rămas acasă și nu au putut să vină la biserică în dimineața aceasta. Dar toate lucrurile se întâmplă în momentul în care avem disponibilitatea aceea totală să spunem: Doamne, nu ce vreau eu, ci ce vrei Tu cu viața mea, și de aici încolo nu mai mă interesează ce se întâmplă. De fapt, e o coală aceea albă pe care o semnăm și spunem: Doamne, unde vrei Tu? Ce vrei Tu? Eu am semnat-o, eu oricum mă duc. Indiferent care e costul, indiferent ce trebuie să fac sau ce nu trebuie să fac, eu abia aștept să trăiesc în cadență cu Tine, să fac pași cu Tine în fiecare zi.
De fapt, dragii mei, programul în dimineața aceasta, duminica aceasta, ziua aceasta, fiecare clipă e un pas pe care Dumnezeu ne cheamă să-l facem împreună cu El și orice pas făcut rămâne. Atât de frumoasă imaginea aceasta în care izraeliții ajung în Canaan și spune Biblia că Iosua merge înaintea lor și orice pas îi promite Dumnezeu lui Iosua, dacă mergeți împreună cu mine, orice pas pe care voi îl faceți, e câștigat, nu doar pentru voi, ci și pentru generațiile următoare. Așa se câștigă Canaanul. Așa se câștigă orice binecuvântare în fiecare zi, în pas, în cadență cu Dumnezeu. Mulțumesc, Domnul puternic. Aș vrea în dimineața aceasta să privim aici, la textul acesta, la acest lăbănog. Dacă Matei vorbește și îl prezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos, îl prezintă ca Regele Suprem, Cel care are putere absolută, care este tot puternic, care nu-i depășit de nicio problemă, nicio îngrijorare. Marcu vine și vorbește despre El ca robul lui Dumnezeu, Cel care aduce și ridică păcatul lumii, Cel care aduce mântuire. Din Marcu, capitolul 8, până la sfârșit, e doar ultimul tablou, e drumul spre cruce al Domnului. 18 minuni prezintă Marcu în Evanghelia lui și doar 4 pilde. Se concentrează foarte mult pe ceea ce a făcut Hristos pentru mântuirea noastră. Luca e cel care vorbește despre Domnul ca Fiul omului, iar Ioan despre Domnul Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri aș vrea să ne duc într-o direcție în dimineața aceasta. Și din Matei, capitolul 8, până la versetul 1 până la 11 cu versetul 1, vorbește despre acreditarea acestui rege în viața noastră. Vorbește despre toate minunile acestea care ne creează imaginea lui Dumnezeu, despre ceea ce este El. Dragii mei, oamenii au nevoie să vadă ce Dumnezeu avem noi. Oamenii au nevoie să vadă cum lucrează Dumnezeul nostru. Dacă în mintea noastră imaginea aceasta despre Dumnezeu nu-i clară, vorbea fratele Ioan din dimineață, echilibrul acela, dacă nu rămâne, indiferent ce avem sau nu avem acasă, suntem pe o altă cale. Dumnezeul nostru lasă în inima noastră, în fiecare zi, lucrurile pe care le lasă, în viața noastră, știți de ce? Ca să arate încă o dată caracterul Lui, interesul Lui, ceea ce face El pentru noi, încât imaginea aceasta să fie gravată în inima noastră, în mintea noastră, ca niciodată să nu spunem Dumnezeu nu mă ascultă, Dumnezeu nu există, Dumnezeu m-a uitat, nu! Și toate aceste lucruri din spate, experiențele pe care le avem cu Dumnezeu, de fapt asta fac, consolidează relația noastră cu Dumnezeu, ne întipărește imaginea lui Dumnezeu în mintea noastră și ajung, dragii mei, chiar dacă avem datorii astăzi, știm că Dumnezeul nostru le îngăduie pentru un scurt timp. Așa-i? Dar dacă avem o imagine greșită, când ai o problemă, când ai o boală, când ai o datorie, când îți dă cu virgulă financiară acasă ceva, așa că ne dăm și noi peste cap, parcă? Dar când imaginea noastră e acolo clară despre Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă, rămânem aceiași oameni. Spun toate aceste lucruri pentru că în dimineața aceasta aș vrea să subliniem ceva frumos din Biblie, din textele acestea, să vedem cum arată credința care se vede, dragii mei. Credința care rămâne, care se vede atunci când doar treci pe stradă, nu spui nimic. Spune Biblia așa frumos în Faptele Apostolilor și parcă e science fiction chestia asta, merg ucenicii pe stradă și numai umbra lor vindeca, așa-i? Nu i-au întrebat ucenicii pe bolnav, meritați-mă, nu meritați, cât ai, vii la biserică, nu vii, dar vii după ce te vindec, vii la biserică, tot nimic. Doar treceau pe stradă și se vindecau, nu doar de răceală acum, nu, de toate bolile. Și așa spune în Faptul Apostolilor, doar treceau ucenicii. Dragii mei, e credința care trebuie să se simtă, e credința aceea care trebuie să se vadă în viața noastră. E o credință pe care trebuie să o trăim noi întâi, ca să se vadă, ca să o vadă ceilalți cum trebuie trăit apoi. E o credință pe care trebuie să o dăm generațiilor următoare. E o credință pe care suntem responsabili să o purtăm cu cinste. În spatele nostru, de fapt, avem o responsabilitate fantastică. Oamenii nu o să spună doar despre noi ceva, ci o să spună și despre Dumnezeul nostru, așa-i? Dragii mei, dacă te botez acum și ai mărturisit și spui eu niciodată, nici băutură, nici țigară, nimic din toate astea, tot ce a fost vechi s-a dus. Și luni le iei de la capăt, același bar, aceeași ziar, același prieten, aceeași oră. Păi ce a fost duminică? Așa e, ce Dumnezeu e ăla despre care tu ai mărturisit că te-a scăpat? Așa e, nu te-a scăpat. Bătălia e în spate, dragii mei. Bătălia e în spate. Și cred că toate locurile acestea se vor umple în momentul în care noi, fiecare dintre noi, vom lăsa această credință să se vadă.
Și de aici încolo Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin credința aceasta și de fapt noi să fim un șgheab al credinței lui Dumnezeu, de fapt a binecuvântării lui Dumnezeu. E Domnul în Capernaum, în cetatea sa, dacă Betleemul e cetatea în care s-a născut, Nazaretul în care a copilărit, Capernaumul e cetatea în care face cele mai multe minuni și predică cel mai mult Domnul acolo, e cetatea sa, și Matei, și Luca, și Marcu, vorbesc despre Capernaum ca cetatea Domnului. Și într-o casă particulară, foarte mulți teologi spun că e casa lui Petru, în casa aceasta în care Domnul face un lucru frumos, simplu, dar care aduce mulțimi. Știți care este acesta? Domnul le vestea cuvântul. Dragii mei, oamenii aceia în dimineața aceea, în ziua aceea, în seara aceea, în acel moment, n-au venit și nu s-au spus pe străzi, fără flyere, fără invitații, hai că-i Domnul acolo, în casa de pe stradă cu tare, numărul cu tare. S-au auzit, hai că predică cineva. Și oamenii au venit buluc acolo, știți de ce? Nu au venit pentru minunea aceea cu slăbănog, să vină un slăbănog la ora și 20, acum să vedem ce face cu el. Nu, oamenii au venit să asculte cuvântul. Și ăsta este secretul pentru cei singuri în dimineața aceasta. Dragii mei, dacă vă simțiți singuri, dacă nu vă vizitează nimeni, știți care e secretul până la urmă? Fiți un om al cuvântului. Casa dumneavoastră, locuința dumneavoastră fie o casă a cuvântului lui Dumnezeu. Și când oamenii vin acolo, hai să spun noutățile, nu mă interesează, hai să spun ce mi-a spus mie Domnul, noutăți, altfel de noutăți, așa? Altfel de știri calde, picanteriile acestea. Hai că spun ce picanterii mi-a spus mie Dumnezeu de dimineață, să vezi ce mi-a spus. Să vezi cum se umplă casa. Dar de oameni de calitate, dragi, ne păzește Domnul, asta e, așa te ajută mult lucrul ăsta. Dacă ne simțim singuri, nu ne sună nimeni, fiți un om al cuvântului, îți vezi ce vă sună apoi. N-ai ceva din partea Domnului pentru mine? Știți de ce? Pentru că există nevoie fantastic de mare de Dumnezeu. Există o nevoie fantastic de mare de cuvântul lui Dumnezeu. Ieri am fost toată ziua la biserică, am adus câțiva pușcăriași de la Buziaș, câțiva zeci de pușcăriași, am făcut acolo câteva sute de sandvișuri, tot protocolul ăsta, am jucat fotbal cu ei, după aia un program acolo la biserică. Și ce e interesant la copiii ăștia, centrul ăsta de reeducare a minorilor, joacă fotbal, mâncăm împreună și după aia stăm să povestim, facem asta lunar. Deci asta aia e biserica a doua, acolo e adevărată biserică, să vedeți. Fac o paranteză acum, 70 de băieți, știu zeci de versete pe de rost, dar le zic așa în cor. Cântă, nu le trebuie nimic. Ce microfoane? Vezi de treabă. Pușcă boxele acolo. Deci, știi, cântă-s acolo. Dacă treceți prin zonă, vă invit cu tot dragul. În vizită, bineînțeles. Și suntem ieri cu ei acolo și s-a întâmplat un lucru interesant. Trebuia să plece la ora lor fixă, trebuia să-i ducem înapoi cu autocarul. Și toți, după ce au ascultat un pic acolo cuvânt, au cântat împreună, au spus, zice unul, auzi, nu mai stăm să mai povestim, că nu mai nici sandwich nu mai mă interesează, nici mâncare. Că uite, chiar pot să fiu salvat. Și oamenii ăștia chiar plâng, sunt interesați de lucrurile astea. Eu dacă o să ies de aici, o să merg în pușcăria mare, zice că mai am de ispășit câțiva ani, dar eu când ies de acolo, eu mai am șansa să reabilitez viața? Și știți pe cine întreabă? Întreabă pe Dumnezeu, nu pe asistenți sociali, ăștia care încearcă să-i introducă în societate. Și te întreabă, și vreau să pun o experiență frumoasă cu ei. O venit câțiva frați cu noi odată și unul din frați avea o Biblie aurită, frumoasă, mai veche. Și vine el în față cu Biblia frumoasă și lângă inimă, așa. Și unul s-a făcut ochii mari, a zis, și eu vreau o Biblie din aia. De vezi de treabă, mă zic, că el trebuie să iei încet. Și fratele zice, dacă până data viitoare înveți psalmul 119 până pe o săptămână, zice, când vin la voi, îți dau Biblia. Îți dau o Biblie din asta. Eu am știut că ăsta o luat un pic, o vorbi prea mult, că știi, nu te pui. Și am zis, vezi de treabă, dai și tu din bani dacă îi. Fratele a zis, stai mă liniștit, că nu, 176 de versete, vă dați seama, deci nu e ceva ușor. Peste o săptămână, aceiași frați, aceiași tânăr, aceiași context, zice către mine, cheamă-l pe fratele să mă asculte. Noi am venit fără Biblie, bineînțeles. Cum să învețe el? Eu am fost absolvit oarecum când eram profesor în tinerețe, la clasa 12, pe niciunul cred că nu le-am prins într-un liceu teologic să știe psalmul 23. Ăsta are 6 versete. Vă dați seama că 176 de versete, dacă faceți un calcul rapid, de 30 de ori mai mult. Dacă ai noștri nu știu psalmul, cum ăsta apoi?
Toate le-o știut. I-am adus și o ciocolată pe lângă Biblia data aceea întârziere. Și zice, de ce? Învață omul ăsta, știți de ce? Pentru că e o nevoie de cuvânt. Și l-am întrebat, omule, dar de ce vrei Biblia asta, pe la urmă? Că, ai, ți-am adus Noul Testament, ți le-am dat pe gratis, ți-am și scris numele pe el, dar ce vrei Biblia asta? Și ce-a spus? Și cu asta închei paranteza aceasta. O zis, eu o să ies peste o lună și eu dacă n-am o Biblie, mă pierd înapoi. Și eu nu mai vreau să tâlhăresc, eu nu mai vreau să fac asta, cealaltă, pentru că eu toate versetele pe care le-am învățat aici, eu tot ce am învățat, cântecele acestea, nu mai am cu cine să le cânt poate afară. Dar vreau ceva care să mă țină pe calea aceasta. Dragii mei, Iisus vestea cuvântul și sunt foarte mulți oameni acolo. Și erau atât de mulți oameni și teologii spun că nu-i prima casa, e ușa de la casa aici, e ușa de la căputul, dacă doriți, e ușa de la stradă. Curtea era plină de oameni care ascultau și Iisus vorbea în casă și ei duceau cuvântul mai departe, să audă tot, să audă și cei de pe stradă. Și interesant e că la un moment dat s-a întâmplat un lucru frumos, 4 oameni, nu-s 4 prieteni, 4 inși, spune Biblia, 4 persoane, s-au uitat la o al 5-a persoană care are o nevoie, care aș vrea să fie și eu la biserică și nu poate să ajungă. Și au zis, 4 oameni l-au luat pe slăbănogul acesta, în rogojina aceea, în pătura aceea în care stătea el și l-a dus la Iisus. Și ce s-a întâmplat? Ajunge la biserică, ajunge în contextul acela în care Domnul vestește cuvântul și mulțimea și vezi de treabă, îmi zice, cum? Tu nu vezi cât e, vă trebuie, nu unul, că dacă ar fi un om, zice, eu l-aș lăsa, zice, ultimul, da? Și eu stau de 2 ore aici. Tu vă trebuie 2 metri pătrați, că voi sunteți 4, ăsta al 5-lea, ăsta strigă pe aici și miroase, îți dai seama? Lasă, zice, că după program este timp. Sau haideți mâine. Nu știu ce le-a spus, dar le-a spus ceva. Interesant e că oamenii se uită la slăbănog, ăsta, bă, duceți-vă, nu mă faceți de râs, mă. Ia mă știu toți, mă, zice, uite ce-i trebuie și lăsa, și slăbănog și ne derejează pe aici. Nu v-am dat, eu ții bani și toate celelalte lucruri. Și spune că l-au suit pe acoperiș. Acum, sunt 2 posibilități, sau pe o scară exterioară, sau s-au urcat pe o altă casă și de acolo la pe casă cealaltă. Cert e că ajung pe acoperișul acesta din pământ, cărămie, spune Luca aici, Matei, Marcu, descrie o imagine completă, sunt cărămizi, e praf, oameni buluc în jurul Domnului, transpirați toți. Și acum să vezi că nu vine harul din cer, ci vine praful din cer. Să mișcă un pic, cade ceva, poate mai scăpa câteva, măi, a scăpat o cărămidă, nu știu ce s-a întâmplat cu cărămida aceea. Și gaura e mare, deci nu burghiu de 20, dar nu montez centrale în pod. Face o gaură mare, încât coboară 2 metri pătrați. Rogojina coboară cu omul de sus. Și ce e frumos în toată scena asta? Chiar dacă Petru, dacă e a lui casa, un coleric, nu o să zică, bă, slavă Domnului că mi-a spart casa acum. Ăsta striga, asta e grinda lui tata, mi-a dat-o mie, moștenire, acum ce îmi plătește mie, că n-am asigurare pe casă? Și începe apoi Petru, nu? Îmi plouă în casă. Ce fac? S-a anunțat la meteo vremuri grele. Ce îmi acoperă mie casa acum? Și urla Petru în curte, ăștia urlau în biserică înăuntru că îți prăfuiți, toți erau grizonați, frumoși în dimineața aceea. Și se întâmplă un lucru. Când toată lumea e împotrivă, când toți erau împotrivă, și ce a spus Domnul acelui slăbănog? I-a zis atât de frumos, îndrăznește, spune Matei, fiule. De 7 ori găsim în Biblie lucrul acesta, îndrăznește. De fiecare dată spune Domnul, o singură excepție este cu Bartimeu. În rest, vine Domnul și se îndrăznește și spune, fiule, dragii mei, noi să știți că e singurul despre care Domnul Iisus Hristos a spus în Biblie, fiule? Și de ce face asta? Că toți au spus că nu merită slăbănogul. Toți au spus, atâta deranj, pentru cine? O bucată de carne de om, care nu-i om, nu? Pentru atâția oameni, slăbănogul nu era un om, era doar un slăbănog. Sunt 4 oameni care trec peste orice și ajung la Domnul și Domnul nu-l critică și interesant e că Domnul îi spune păcatele sunt iertate și după aia îl vindecă pe slăbănogul acesta. N-am citit ce spun oamenii religioși despre toată scena aceasta pentru că ne-am lungit mult, dar aș vrea să ne poposim doar versetele acestea puțin. De ce vindecă oare Domnul sufletul prima dată? Pentru că e mai important decât trupul, mai important decât toate lucrurile. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea asta
tot ce avem, dacă ne-am pierde bucuria, dacă am pierde sufletul, dacă am pierde cerul, dacă le-am pierde pe Dumnezeu, tot ar fi ce? Ar fi zero. Că oricum fără Dumnezeu falimentul e chestiune de timp. Oricum fără Dumnezeu sănătatea, pierderea sănătății e chestiune de timp. O fi nică Domnul sufletul, pentru că era o concepție în Israel, că nu îngăduie Dumnezeu, nu îngăduie Dumnezeu o boală dacă n-ai păcătuit. Și cauză-efect. Și vindecă Domnul sufletul ca să arate, îl vindec pe omul ăsta mai mult decât și-au dorit prietenii lui. Mai mult decât a visat el, fac mai mult pentru el. Și asta face Hristos pentru noi, dragii mei, că dacă Dumnezeu ne-ar asculta, numai cât ne rugăm noi, ce-am avea oare acasă sau cum am fi astăzi? Dar așa e că ne dăm mult mai mult decât reușim să cerem, mai mult decât știm noi sau putem să ne rugăm sau ne-am rugat vreodată. Tragem linie în viața, nu ne dăm seama că Dumnezeu ne-a dat mult mai mult. Am cerut o garsonieră și ne-a dat 4 camere. Nu ne apucă groază când trebuie să facem curățenie. Ai cerut ceva și ți-a dat Dumnezeu mult mai mult. Ai cerut să te vindeci și te-a vindecat nu doar la degetul acela, ci în tot trupul tău. Ai mers la biserică frământat și am primit ceva fantastic din partea lui Dumnezeu, ceva mult mai mult decât am visat noi vreodată. Ne-a rugat pentru un copil și Dumnezeu a mântuit 5 în casa noastră. Nu-i harul lui Dumnezeu asta? Și ce înseamnă, de fapt, toate aceste lucruri? Înseamnă atât de frumos, îndrăznește, fiică, îndrăznește, fiule, că eu știu care-i problema ta. Eu știu care-i nevoia ta, eu știu care-i nevoia fundamentală a ta. Nu neapărat cu ce ai venit în față aici acum. Nu doar boala aceasta, ci eu știu că problema ta și sufletul tău. Dar care-i credința aceasta care se vede? În primul rând, e o credință focalizată. Și o credință care se axează întotdeauna pe nevoi, nu pe ritualuri. E o credință care se axează pe nevoi. Dragii mei, s-a auzit că trece Iisus acolo și oamenii aceștia 4, nu mergi nici la Stăvânul Gavozi, îți dăm bani. Lasă-l, prindem noi data viitoare când e mai liber. Oamenii aceștia, dragii mei, n-au mers pentru ei în ziua aceea. Și de ce cred că n-au mers pentru ei? Pentru că ei n-au coborât de pe acoperiș. Ei au rămas acolo. Și oamenii aceștia au spus, slăbănogule, vreau să merg să-ți rezolv problema ta. Asta e nevoia ta fundamentală. Eu vreau să te duc la Hristos, cel care poate să-ți facă mult mai mult decât putem să facem noi. Noi îți dăm niște bani limitați oricum, un ajutor limitat. Dar te ducem la cine nu care este o resursă, ci care este sursa tuturor binecuvântărilor. Și l-au dus pe omul acesta. Pentru că acești oameni s-au axat pe nevoie, nu pe ceea ce Dumnezeu lucrează doar așa. Dragii mei, vreau să vă spun ceva frumos în dimineața aceasta. Dumnezeu vindecă, punct. Și puneți punct aici. Nu Dumnezeu vindecă dacă, nu. Dumnezeu vindecă, amin? Dumnezeu mântuie, amin. Tot ce e după virgula asta e de la noi. O, de câte ori am auzit care au spus, Dumnezeu te vindecă, frate, dacă faci lucrul ăsta. Și dacă nu-l fac, nu mă vindecă? Dragii mei, faptul că Dumnezeu ne vindecă, faptul că Dumnezeu ne binecuvântează, e harul Lui. Pentru că noi astăzi suntem ceea ce suntem, pentru că El este ceea ce este în viața noastră. Nu pentru că noi suntem mai grozavi, l-am impresionat noi pe Dumnezeu. Nu toate aceste lucruri, ci lăsăm pe El și îl lăsăm să reverse binecuvântarea aceasta, cum să se concretizeze harul lui Dumnezeu în viața noastră. În momentul acela, credința noastră, dacă se axează pe nevoi, atâția oameni sunt binecuvântați astăzi. Le era comod celor 4 să spună, te-am dus pe la biserică acum, ghinion, că biserica e plină. Asta e ghinionul tău. Zice, asta e, n-ai ce să faci. Se vede că ești blestemat de Dumnezeu, ai păcătuit, ai ajuns în starea asta. Nu nimic din toată. Nu, noi scopul nostru e să mergi la Iisus indiferent. Indiferent ce spună și despre noi. Și îl văd pe Petru nervos, nu? Poate și le-o promis, auzi, Petru, las că noi îți facem pe cheltuiala noastră, că ăsta n-are bani. Îți facem noi acoperiș nou și țiglă nouă și tot ce vrei, numai hai să rezolvăm problema asta. Atât de mult iubesc oamenii aceștia. Care ne costă 5 milioane și atât. Nu contează. Asta e obiectiv. În 5 ani trebuie să fac ajung acolo. În fiecare zi trebuie să vorbesc cu cineva despre Hristos. În fiecare zi să citesc Biblia, că altfel, dragii mei, nu se poate. Când ne axăm pe obiectivele acestea despre care Isaia spunea, cel ales își face planuri alese în inima lui, când punem obiectivele acestea, vom fi oameni binecuvântați de Dumnezeu. Ajunge David cu sute de oameni în spatele lui, undeva lângă muntele Carmel,
ajunge la un om foarte bogat, spune Biblia, la Nabal. Și aici trimite 10 tineri trimite la el acasă. Și ajung tinerii aceștia și spun lui Nabal, auzi, noi am fost cu păstorii tăi și ți-am avut grijă de oile tale mai mult decât au avut ei. Și i-am păzit și am avut nimeni, nimic nu s-a pierdut în turmele tale. Noi acum suntem pe aici, suntem flămânți toți. Și ce-i frumos că ei nu cer, dăm 5 pâini, 3 sandwich-uri, nu. Au spus, ce crezi tu? Dă-ne, că nu mai putem de foame. Și ce-a spus Nabala? Păi cine-i David, mă? Cine-i ăsta? Câți nu fug de stăpân? Și ce am eu de-a face cu David? Se întorc solii, ajung la David, zice, David, no, scoateți băieți arsenalul greu, că avem ceva treabă astăzi. Aude Abigail, soția cea și frumoasă, zice lapte, oricum e pe cale de dispariție Abigail, și ajunge niște sluși și aude ea ce s-a întâmplat. Știi ce se întâmplă? Abigail imediat zice, încărcați carele, măgari, duce la oamenii ăștia să mănânce. Nervoși toți, scop era să nimicească toată casa lui Nabal, așa-i? Au venit Abigail și a zis, nu au venit Abigail, auzi, tu nu mai știi cât trag eu cu bărbatul ăsta, 20 de ani de când ești măritată cu el, tu nu știi cât m-a bătut, tu nu știi, apoi să plângă ea acolo, să plângă și David, să plângă împreună, nu. Și ce a zis Abigail, uite, nu te lua după el, că ăsta nu știe bărbatul. Uite, ți-am deschis tot frigiderul, tot ce am eu, cămara mea, ți-am dus tot aici. Mâncați și după aia mai povestim. După ce au mâncat oamenii, nu mai trebuie, așa-i? Pentru că când atingi coarda sensibilă unui om, când îi împlinești nevoia, nu mai e probleme. Dragii mei, vreau să vă fac o mărturisire în dimineața aceasta. În clasa 8-a, când am venit la biserica la dumneavoastră, eram un pic mai puțin, biserica de jos, eram în ultima bancă acolo, în spatele corului, stăteam cu gura căscată la tot ce se întâmpla în biserică, că îmi place și acum. Și a venit cineva la mine după program, după cred că primul program, și a zis, și ce mi-a întrebat? A cui ești tu, mă? Toată lumea, l-a ridicat în piață, toată lumea o știe pe mami. N-ai cum să nu știi. Dacă nu știi, nu există. Și atunci, l-a ridicat în piață. Gata. Vii și după masă, nu? Viu. Vii și joi, viu și joi. Și așa am venit la Biserica Pentecostală, așa am rămas, de fapt, în biserică. Înțelegeți? Pentru că a fost cineva care mi-a înțeles nevoia mea. Și a fost cineva care a zis, mă, hai în față. Și omul acesta m-a încurajat în momentele acelea, m-a dat startul acela. Ei, oamenii au nevoie să li se îndeplinească nevoile. Sunt oameni care vin și sflămânzi și predică Domnul mult în ziua aceea. Și un copil acolo, ucenici acolo, și cumpăna între ucenici și copil. Uitați-vă cum văd ucenicii situația, când Domnul le spune, dați-le voie să mănânce la 15.000 de oameni. Și ce spun acești oameni? Dar ce? 200 de lei. De atâtea ori suntem prea maturi pentru minunile lui Dumnezeu. Le prea calculăm, așa-i? Ce poți să faci cu 200 de lei? Și ce minuni, dragii mei, minuni se pot face cu 200 de lei. Și să uită ei ce putem, că numai noi dacă ne cumpărăm niște mâncare acum, mergem la fast food și suntem noi sătui, mâncăm pe aici după pomii ăștia și numai, nu știe nimeni. Și vine copilul și spune, asta am eu, dau tot. Ce poți să faci, Doamne, cu asta, fă ceva, dar nu mai are rost să... Nici nu mănânc, mâncăm toți odată. Așa e frumos. Ce-l iubesc pe copilul ăsta, că nu o dat numai un pic. Important e, dragii mei, nu cât dăm, ci cât ne rămâne după ce dăm. Și copilul ăsta dă tot. 15.000 de oameni sătui într-o zi. Pentru că un copil, nu știu în vârsta lui, dar un copil care a înțeles o nevoie. Nevoia de a da tot. Nevoia de a mă da pe mine. Nevoia de a fi eu acolo. Nevoia de a lua știu eu ștergarul. Nevoia de a face eu pași prin credință. E o credință care se axează pe nevoi. Nu pe ceea ce am învățat noi. Nevoia, care e nevoia? Asta facem. Dragii mei, vreau să vă întreb dimineața aceasta, câți oameni cunoașteți dumneavoastră? Mulți, așa-i? Și dacă v-aș întreba la oamenii aceștia câți le cunoașteți trecutul, la câți le cunoașteți trecutul, o să-mi spuneți poate mai puțin din numărul acela mare. Dar vreau să vă întreb în dimineața asta ceva mult mai adânc. La câți oameni le știți nevoile de acasă? La câți oameni le știți nevoile de aici? Dincolo de sacou, dincolo de cămașă. La câți? Și dacă le știm,
Când avem de gând să acționăm? Când? E o credință axată pe nevoi. Numărul 2, e o credință axată pe Dumnezeu, nu pe oameni. Oamenii aceștia ajung, lasă pe slăbănog acolo. E ce frumos că oamenii sunt anonimi și rămân, dragii mei, anonimi. O, ce tentat aș fi fost după ce faci un lucru de ăsta grozav. Scrie-mă, Petre, și pe mine acolo pe casă. Eu am fost cu ideea, scrie și pe ăștia trei cu mine. Nu? După aia, Marcu, vezi, dacă scrie ceva, bagă și pe mine acolo în Evanghelie, că altfel nu am mai făcut nimeni ce am făcut eu până acum. O, că știu eu de ăștia care spun, nimeni nu a făcut pentru el cât am făcut eu. Și ce dacă? Ai făcut degeaba. Așa-i? Că eu am făcut. Dragii mei, El prin noi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu noi prin El. Faptul că Dumnezeu ne vorbește, va trebui să ne simțim onorați. Nu Dumnezeu că noi vorbim cu El. Așa-i? Oamenii aceștia rămân anonimi și iubesc pentru asta. Pentru că oamenii se concentrează pe obiectiv, oamenii se concentrează pe Dumnezeu. Oamenii se uită la nevoia acestui și se uită la ce poate să facă Dumnezeu. Sunt trei tineri de data aceasta în Valea Dura, oameni care nu se uită la ce pot să facă ei, cine sunt ei, ci cine este Dumnezeul lor. Și o să se împărate, și dacă faci cuptorul de câte ori vei tu mai cald, și dacă faci tot circul ăsta, nu ne interesează. Vreau să spun, noi îți spunem, nu cine ce putem să facem noi, ci ce poate să facă Dumnezeul nostru. Și dacă nu vrea să se exercite dragostea și puterea acum miraculoasă aici, noi tot nu ne închinem, împărate. Înțelegeți? Sunt oameni care rămân în picioare în câteva minute, dintr-o seară de chef, într-un club, dintre zilele împăratului, să ajunge la o seară de evangelizare. Și știți cine predică ziua aceea? Predică împăratul, păgânul, zice, de aici încolo nimeni nu mai se închină nici mie, nici la Dumnezeii voștri, doar la cine? Nu la oamenii aceștia trei, nu. Ei rămân anonimi. Nu lor, ci la cine? La Dumnezeul Dumnezeului. Dragii mei, când oamenii vor vorbi de noi, nu vor vorbi de Dumnezeul nostru. Asta e lege. Dacă vrem să vorbească oamenii despre Dumnezeul nostru, va trebui să nu mai vorbească de noi. Și nu o să spună, auzi, du-te la sora cutare când se roagă ea. Nu, du-te la sora care e un Dumnezeu atotputernic. Așa că e o diferență? Va trebui să o lăsăm pe Dumnezeul acesta să se vadă. Mulțimea e cea care te ține afară. Bartimeu e lângă drum, înainte să se întâlnească cu Hristos și după ce se întâlnește, e pe drum, pe drum după Hristos. Înainte și după întâlnirea cu Domnul. Și e un omul care strigă de acolo din șanț, fiul lui David, ai milă de mine. Și ce face mulțimea? Oamenii care l-au pe drum, binecuvântații lui Dumnezeu, care se considerau oameni din biserică, au zis, Bartimeu, taci din gură, te plătim, îl certau să tacă. Bartimeu și mai tare striga, ai milă de mine. Dragii mei, dacă ne începem fiecare zi cu ai milă de mine, o sfârșim fericiți și putem dormi seara fericiți. Dacă nu începem cu ai milă de mine, o sfârșim cu ai milă de mine. Și apoi să vezi stres peste noapte, seara de rugăciune. Să vezi apoi stres, că nu mai dor toată noaptea, că nu știi ce se va întâmpla mâine. Dacă fiecare clipă ia-i milă de mine, când pierd familia, când pierd serviciu, când pierd sănătatea, dragii mei, vom fi cei mai binecuvântați oameni. Dar va trebui să fie un ai milă de mine. Nu eu, Doamne, ci Tu în mine totul. Bartimeu spune, ai milă de mine, Doamne, și când ajunge Bartimeu în fața Domnului, când Domnul îi le spune acelor oameni, când chemați-l aici. Esența evangelizării, până la urmă, El lumina lumii pe stradă, pe drum și în șanțuri atâția orbi. Datoria mea să-L aduc pe orbul ăla la lumină, nu? Să-L aduc la Hristos. Și aici, când ajunge Bartimeu în fața Domnului, nu-L întreabă Dumnezeu, Bartimeu, meriți sau nu meriți? Nu-L întreabă nimic din toate astea. Ce, Bartimeu, ce vrei să-ți fac, Bartimeu? Ce spune Bartimeu? Îl iubesc pentru asta, nu? Spune, bă, dăm bani, dăm o șansă. Dă-mi o șansă să trăiesc cu tine, să merg pe drumul tău. De fapt, în fiecare zi, Doamne, dă-mi o șansă să mă pocăiesc. Dă-mi o șansă să te vezi Tu mai mult în viața mea. Indiferent de facultatea pe care am mers, indiferent de faima pe care o am, indiferent de cine sunt sau ce pot să fac eu, Doamne, ai milă de mine. Și de aici încolo, vreau să mergem altfel. Aduceți-vă aminte, și aici închei în punctul acesta, aduceți-vă aminte de Avram. Pornește din Haran la 75 de ani, mai trăiește 100 de ani cu Dumnezeu. Vechiul Testament parcă vorbește despre Avram și consemnează tot ce i s-a întâmplat lui Avram în fiecare zi.
Vorbește ceva înainte de 75 de ani, înainte să pornească cu Dumnezeu nimic. Pentru că fără El, nimic nu e interesant. Fără El nu merită nimic consemnat, nici aici, dar nici acolo. Împreună cu El, în cadență cu El, cum spuneam, aici e binecuvântare. Când Avram deschide, despoaie animalele acele, le tranșează în două, când Domnul îi spune, era obiceiul acela, vreau să închei un legământ cu tine, Avram. Sunt cinci animale pe care El le despoie acolo, le deschide. Trebuia să treacă în dreptul fiecărui animal, trebuia să meargă de mână cu cel care faci contractul, cu legământul acela, să spui, așa să-mi facă mie Dumnezeu dacă nu mă țin de cuvânt. La fiecare animal în parte. Și Avram dis de dimineață face lucrul ăsta și le așteaptă pe Dumnezeu. Zice, Doamne, hai acum, hai să trecem împreună. Și nu vine Domnul, și nu vine, și vin păsările și le alungă Avram. Și spune Biblia interesant că dintr-o dată vine un foc din cer și doar focul, și aici e foarte frumos, doar focul trece printre animalele acelea. Avram nu trece. Și de ce? Că avem un Dumnezeu, dragii mei, care rămâne credincios, indiferent de ce am făcut noi. O păcă știu care n-ai făcut asta, nu mai este nici cer, nimic pentru tine, numai iad. Când de fapt Dumnezeul nostru ne cheamă la oamenii aceștia să mergem, acești lăbănogi, acești mefiboșeți, acești oameni gârboviți de păcat să-i aduci la lumină, să-i aduci în casă, să spargi acoperișul. Și închei în al treilea rând, cu o credință aici pe care o vedem în text mai departe, o vedem că lasă pe omul acesta, Domnul vorbește cu el și spune Biblia așa frumos aici, când i-a văzut Iisus credința, a zis, stăpânul, fiule, păcatele îți sunt iertate. E o credință care se concentrează, e centrată, nu doar pe Dumnezeu, nu doar pe nevoi, ci focalizată pe fapte. E oamenii care nu se lasă, spuneam, care până acolo jos ajung. I-au promis poate lui Petru că fac ei acoperișul. Asta m-am gândit eu. Dar dacă ar fi, și dacă a fost așa, a doua zi, știți câți oameni au venit? Nu patru, ci au venit cinci. A venit și slăbănogul și a zis, mă băieți, voi toți patru stați aici jos. Gaura asta a fost făcută pentru mine. Și când a fost gata acoperișul făcut, n-a pus o sticlă cu spiritoasă acolo sus, n-a pus un leu, n-a scris un numele lui Petru pe casă, a pus o targă și a zis, asta a făcut Hristos în casa asta. Asta a făcut Dumnezeu pentru mine. Înțelegeți? E o credință axată pe fapte. Chiar dacă Luther spunea despre epistola lui Iacov în care găsim că credința trebuie să fie însoțită de fapte, că fără fapte e moartă, chiar dacă Luther spunea despre Iacov că are o epistolă de paie, el era axat foarte mult pe epistolele pauline, dar atât de important e să înțelegem că noi nu prin faptele noastre, dragii mei, ci faptele sunt rezultatul a ceea ce suntem noi și ceea ce este Dumnezeu în viața noastră. Și să puteți să spuneți cât doriți dumneavoastră dacă că noi suntem pocăiți și dacă nu se vede. Noi. Oamenii aceștia au fost oameni care au spus până la capăt. E o femeie de 12 ani bolnavă, e o fetiță bolnavă de 12 ani, acum mai avea 12 ani. În cumpănă e femeia aceea care trebuia să strige necurat, necurat când cineva se apropia de ea. De partea cealaltă a talerului e fruntașul sinagogii, Iair. Și între e Domnul. La cine trebuia să meargă prima dată? Iair, Domnul, că după aia cu femei bolnavi și toți sunt. Acum facem pentru iar, după aia suntem toți fericiți. Era un fel de primar Iair acolo. Și a zis, Domnul, a venit femeia aceea, s-a atins de poala hainei lui, a fost vindecată în bulzeală mare. Și se întoarce Domnul și zice, cineva s-a atins de mine. Ucenicii, Doamne, acum toți sar aici să iei autografii, toată lumea, și tu începi să... Cine s-a atins de mine? Cine nu s-a atins de tine azi, trebuia să întrebi. Nu, și-a zis, Domnul, e cineva aici care are nevoie de mine? Mai mult decât mulțimea asta. Dar ce îmi place mult, știți că ce-i pasul acestei femei? Stă în afara cetății în care erau toți necurații, leproșii, toți care trebuiau să strige, necurat, necurat. Nu știu cum s-a deghizat în ziua aceea.
Și în mulțime, era ca la botezurile altă dată în râu, că tot timpul, eu m-am botezat vreo 20 de ori, eram tot acolo mai mic în față, tot mă împingeau și din spate să vadă, tot mă împingeau, eram până aici în apă și eu, botezam odată cu ceilalți. Nu știu, ați avut experiența aceasta să mergeți la botezuri la râu. Așa era și atunci, în bulzeală, nu toată lumea avea un metru pătrat, vezi, nu te, ai grijă, te apropii prea mult de intimitatea mea și nu, se împingeau buluc, toți acolo, grămadă. Și femeia asta se strecoară printre toți și ajunge în centru la Hristos, nu știu cum. Dar ce îmi place la ea, avea credința aceea care zice, dacă astăzi nu fac lucrul ăsta, eu rămân bolnavă toată viața mea și poate o să mor. O zice, azi e momentul meu. Dragii mei, poate nu suntem suficient de disperați referitor la păcatele noastre, încât nu cerem iertare, așa-i? Poate nu suntem suficient de disperați pentru ceilalți să-i luăm de mână să-i ducem în cer cu noi odată. Poate nu suntem suficient de disperați încât să-L lăudăm din toată inima pe Dumnezeu. Să cântăm, să fim cu pasiune pentru El. La Hristos nu se poate și așa. Dacă pentru ei s-ar fi putut și așa, omul ăsta rămânea slăbănog și ei mergeau acasă. Am avut o intenție bună, nu? Ei au avut o intenție bună. Nu s-a putut, frate. La români nu se poate, în general nu se poate. Mergi și lucrezi, noi mai lucrăm în instalații și apoi mergi și începi. Cealaltă categorie, vin zugravii, vin zice, auzi, nu se poate. Am auzit-o 200 de ori. Pe zi. Toată lumea săracă, știi, de asta când îți faci casă, prima dată încărunțești tu și după aia zugrăvești casa. Deci, nu se poate, în continuu. La români nu se poate, nu se poate, zice. Nu se poate, nici pe acolo, nu, trebuie dus numai pe aici, nu se poate. La Hristos, dragii mei, se poate, amin? La Hristos se poate. John Knox, un om care, prin care Dumnezeu a lucrat în Scoția foarte mult, undeva în jurul anului 1500, omul acesta începe să lucreze și să vorbească despre Dumnezeu din Biblie, împotriva reformatorilor. Și spunea, interesant, Maria Stuart, regia Scoției, în felul următor, mă tem de omul acesta mai mult decât de o armată de 20.000 de soldați. Știți de ce? Că omul acesta în fiecare zi se ruga cu lacrimi doar atât. Doamne, dăm Scoția sau mor? Doamne, dăm Scoția sau mor? În continuu, Doamne, dă-mi Scoția sau mor. Și pe piatra lui, la sfârșitul vieții lui, știți ce a scris? A scris, aici zace un om care niciodată nu s-a temut de o față de Lot, ci doar de fața lui Dumnezeu. Dragii mei, ce ne reține să mai strângem trei oameni pe lângă noi și să rezolvăm o problemă? Ce ne reține oare? Sunt ața slăbănoge astăzi, așa-i? Dar trebuie cărați, e greu. Miroase. El strigă, ăștia strigă, tot strigă. Aș vrea în dimineața aceasta să mergem gândindu-ne că și pe noi, când am fost slăbănoci spiritual, ne-au purtat alții. Așa că ne-au mai poartă și poartă, încă ne mai poartă. Încă ne mai poartă. Și parcă noi nu mai purtăm, că e greu. E greu, dar e cel mai frumos. E cel mai frumos. Mă rog ca Domnul să ne dea harul acesta, că e har, să cari slăbănoci spre Hristos. Să iei orb din șanțuri, să-i pui pe drum. E har asta. E har. Dă-ne, Doamne, harul ăsta la toți. Amin. Ridicăm cu toți în picioare, mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, după care vom încheia programul din această zi. Aș vrea